În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și eu am oameni sub stăpânirea mea și eu sub stăpânirea altora și zic acelui adu-te și se duce și celuilalt vino și vine. Slujitorului meu face asta și el face. Iubiți credincioși, iată-ne astăzi în Capernaum, un loc în care Mântuitorul n-a putut să facă prea multe minuni pentru că era patria sa. Și așa cum se știe din vechime, nimeni nu poate să fie proroc în patria lui. Și l-au tot dat de colo-colo, l-au trimis ba în Nazaret, ba înapoi. Cert este că în Capernaum a fost de cele mai multe ori, dar a făcut cele mai puține minuni. Nu pentru că nu putea să le facă, ci pentru că nu puteau să le primească ceilalți. Dar astăzi s-a săvârșit una dintre aceste puține minuni, și anume s-a săvârșit vindecarea slugii sutașului. În câteva cuvinte, Sfântul Evanghelist Matei ne spune că într-una din zile, fiind în Capernaum, a venit la Iisus un sutaș, adică un slujbaș în armata romană care avea sub el 100 de oameni. Și a spus: Învățătorule, vino și vindecă-mi sluga mea care cumplit se chinuiește. Și acest Mântuitorul a zis: voi veni și o voi vindeca. Dar el s-a întors și a spus: spune numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine pe alții care mă ascultă și zic aceluia du-te și se duce, celuilalt vino și vine, și slujitorul meu îi spun fă acestea și face. Și atunci Mântuitorul a zis: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am văzut atâta credință. De aceea mulți de la apusturi și de la răsărit vor intra în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor merge acolo unde este scrâșinea dinților. Și întorcându-se către sutaș, i-a spus: fie ție după cum ai crezut. Și s-a tămăduit slujitorul său în ceasul acela. Iubiți credincioși, acesta este un eveniment. Este un eveniment care s-a petrecut acum aproape 2000 de ani, iată și mai bine, dar evenimentul în sine ne deschide nouă alte perspective ale vieții noastre de fiecare zi. De ce vă spun acestea? Pentru că în fiecare an, în duminica a patra după Rusalii, dacă veți fi la orice biserică ortodoxă din lumea aceasta, veți auzi despre acest cuvânt. Dar să nu credem că acum trebuie să vorbim despre sutaș, să vorbim despre slugă, ci trebuie să vorbim despre noi. Noi care trăim între oameni. Am vorbit de multe ori despre diverse aspecte ale acestei Evanghelii, dar astăzi vreau să prezint, ca să folosesc așa un termen din media, omul sandwich, omul care are și în spate, are și în față. Bine, acum, din punct de vedere al publicității, omul sandwich face reclamă la ceva și noi facem reclamă la ceva. De exemplu, eu, ca diabetic, mă simt omul sandwich, pe mine scrie așa, pe partea asta siofor, pe partea asta de insulină și mai departe. Și merg așa, și îmi place să merg așa. Și chiar acum, când am fost plecat vreo 10 zile, cei în mijlocul cărora m-am produs, că eu nu sunt numai în concediu, mă și produc în fața lor, mi-a zis: e, părinte, și de acum vă întoarceți și o luați de la capăt. Zic: nu, niciodată după ce mă întorc dintr-un concediu, eu nu iau de la capăt. Pornesc altceva. Și iată că am venit să vă demonstrez că pornesc altceva. Pentru că viața omului nu este o ciclicitate. Mergem sus și coborâm și... Nu, nu, nu. Mergem înainte dacă știm să vedem care este direcția noastră. Și ca să vedem cum este, care este direcția noastră, vă spun ceva. Trebuie să știm cum ne aflăm, pe cine avem deasupra și pe cine avem sub noi, ca să știm să trăim frumos. Acum o să spuneți: bine, dar ce bine de cei care au mai puțini deasupra. Noi ăștia care avem mai mulți deasupra și mai puțin de desubt, aproape că pe nimeni nu mai avem de desubt, ne punem problema noi unde suntem. Exact acolo unde trebuie să fim. Și întotdeauna suntem la jumătate. La jumătatea drumului
între pe câți avem deasupra și câți avem sub noi. Acum să știți că îndrăznesc să vă spun că și Dumnezeu are pe cineva deasupra. Se sfătuiește în Sfânta Treime întotdeauna și chiar se spune un lucru foarte frumos și vreau să vi-l spun, că într-una din zile a venit Dumnezeu la un înțelept și a zis: vreau și eu să-mi dai din înțelepciunea ta. Cum tu, Doamne, să mă întrebi pe mine? Zice: da, pentru că te privește pe tine și poți să-mi dea un sfat mult mai obiectiv decât aș putea să primesc eu în Sfânta Treime. Acum, să știți că mi-asum ceea ce vă spun. Și înțeleptul acela a zis: da, Doamne, despre ce e vorba? Zice: eu vreau să mă ascund de oameni. Spune-mi și mie, unii îmi spun niște îngeri că să mă duc în înaltul cerului, alții îmi spun să mă duc până în cele mai de jos ale pământului, în vreun canion sau în vreo mare. Și atunci înțeleptul a zis: eu, Doamne, îndrăznesc să-ți dau un sfat dacă vrei să-l asculți. Ascunde-te în inima omului, pentru că acolo va căuta foarte rar. Așadar, dacă ne gândim că noi suntem prea jos sau prea sus, iată că vi l-am adus și pe Dumnezeu la dumneavoastră în ogradă. Vă aduceți aminte că v-am mai spus și altă dată când m-am întâlnit prima dată cu părintele Arsenie și aveam 11 ani. Acum nu știu dacă un copil de 11 ani mai arată cum arătam eu atunci. Îi văd pe copiii de 11 ani cu preocupări din ce în ce mai elevate. Eu eram un băiat de la țară, nu știam mare lucru și părintele Arsenie s-a uitat la mine și a văzut că sunt cam speriat. Și a zis: care este relația ta cu Dumnezeu? O, vă imaginați, ca să auzi cum tremura barba părintelui și cum pronunța pe Dumnezeu, bineînțeles că m-a speriat și mai tare. Și a zis: să nu te sperii, pentru că Dumnezeu este mare acolo când este în cer și este atât de mic când vine la tine, încât încape în tine. E, iată că l-am adus pe Dumnezeu în biserica noastră și cât e El de mare, a ajuns aici și prin smerenia mea v-a arătat că El este și mai smerit, că se lasă în gura mea să vă spun că și El a cerut sfatul odată. Nu-mi pare rău că v-am spus asta, pentru că acum și noi ne simțim că nu avem chiar atât de mulți șefi deasupra noastră. Dar avem niște șefi deasupra noastră și să nu uităm lucrul acesta. Dar care este, de fapt, poziția noastră? Că asta am spus că ne interesează astăzi. Unde suntem noi în acest sandwich cultural sau medical sau publicitar al lumii? Suntem la mijloc întotdeauna și deasupra noastră avem un șef care întotdeauna, pe românește, ne face zile fripte, nu? Dar să știți că aceste zile fripte nu le face de unul singur. Le face cu materialul clientului, cu ceea ce îi servim noi. Dacă noi îi servim temere, cu siguranță că acea temere va fi ambalată frumos și va fi scoasă ori de câte ori dorim câte o mărire de salariu, ori de câte ori vrem vreo plecare pe acolo, pe acolo, el scoate ceea ce știe că avem noi și a ambalat și a pus deoparte. Se spune că odată un împărat a venit la un înțelept care nu s-a simțit să se dea la o parte și bineînțeles că l-au umflat gărzile. Și a zis: dar ce aveți cu mine? Ce, păi nu vezi că trece luminăția sa? Zicea: luminăția voastră, mă. Zice: el este slujitorul meu. Cum adică? Păi dacă o slugă de-a mea este stăpânul lui, el poate să-mi fie mie stăpân? Și această ciorovăială, bineînțeles că a fost ascultată de împărat. Și zice: ei, vină mă cu acest. Cum adică? Zice: da, luminăția ta, n-ai în miez de noapte temeri pentru tronul dumitale? Da. E, teama aia este stăpânită de mine, deci este sub picioarele mele. Înseamnă că nu o să poți niciodată să mă stăpânești. Niciodată, atunci când suntem sus, să nu credem că deasupra noastră nu mai e nimic. Un împărat este, iată, stăpânit de temeri, de tot felul de griji, de tot felul de lucruri pe care nu le poate controla și iată că încet, încet ajungem la subiectul nostru. Unde ne aflăm noi? Întotdeauna la mijloc. Să nu ne văietăm că, Doamne, sunt cel mai prăpădit, cel mai oropsit, ia uite la mine la muncă, toată lumea mie, numai mie îmi dă de lucru și așa mai departe.
Întotdeauna există sub noi cineva mai prăpădit decât noi, care bineînțeles că va zice același lucru, că e cel mai prăpădit, dar sub care cu siguranță că este unul și mai prăpădit, și dacă vreți să încheiem cercul, sub cel mai prăpădit există Dumnezeu, care ne suportă pe toți. Puneți-vă în locul lui Dumnezeu și vă veți da seama ce vreau să vă spun. Există cineva mai blamat și mai oropsit decât Dumnezeu, care ne ține pe toți și ne plouă și peste cei buni și peste cei răi? Nu există. Așadar, Dumnezeu este și deasupra și dedesubtul nostru și noi am intrat la mijloc. Dar ne simțim confortabili în situația aceasta? Asta ține de noi. Și aici am vrut să vă ajung la Evanghelia zilei. Ține de noi. Dacă noi avem grijă de cel de sub noi, iată că cel de deasupra noastră are și el grijă față de noi. Și anume, era sutașul bine mersi și el i-a spus clar: eu sunt om sub stăpânirea altora, dar am și oameni sub mine. Dar a zis: vindecă pe slujitorul meu care cumplit se chinuiește. El a avut grijă, va să zică, de slujitor. O să spuneți, poate că este vorba de o comoditate, adică s-a obișnuit omul să aibă un slujitor, căruia i-a încredințat din secretele sale și mai departe. E adevărat, orice om cu care colaborezi, chiar dacă e o colaborare pe un plan de inferioritate, să știți că tot o colaborare este. Și este foarte greu să schimbi pe omul de sub tine, pentru că dacă îl schimbi, s-ar putea să-ți trebuiască un anumit timp să te acomodezi cu altcineva. Și mi-aduc aminte de cineva care a întrebat un șef și a spus, erau așa cam pe același plan, zice: nu vă supărați, cu secretara și cu șoferul cum vă purtați? Și bineînțeles că cel mare, totdeauna, da, mă port foarte bine, da, da, bun, vă purtați foarte bine, dar în afară de salariu îi mai dați câte ceva? Păi de ce întrebare e asta? Zice, da, pentru că șoferul are întotdeauna viața dumitale în mână și secretara poate să-ți încurce niște relații pe care nu le mai descurcă nimeni. Și din acel moment vă dau mărturie că cel în cauză a avut grijă mai mare. Asta înseamnă să știi unde te afli. Asta trebuie să învățăm în duminica de astăzi, de la vindecarea slugii sutașului. Dacă avem grijă ca sub noi să le meargă oamenilor bine, cu siguranță că și Dumnezeu va avea grijă de noi, cum a avut Mântuitorul grijă de sutaș și i-a vindecat sluga. Dacă i-a vindecat sluga, acum vă imaginați așa, sluga aceea, vindecată la prin intermediul șefului, va fi mult mai atentă cu superiorul, pentru că îi datorează inclusiv această vindecare, și cu siguranță că se simte că s-a ridicat puțin de la nivelul la care se afla și s-a apropiat foarte mult de cel pe care îl slujea. Iubiți credincioși, însă putem să facem și greșeli. Îmi permit să vă spun despre o vorbă pe care am auzit-o așa în șoaptă, într-un colectiv, în care șefa făcuse acte de milostenie, cum de altminteri făcea mereu. Dar eu, care puteam să aud și ce se vorbește mai jos, nu numai ceea ce se vorbește mai sus, i-am dat mărturie vis-a-vis de un lucru pe care poate că nu l-a băgat în seamă ea. Și i-am spus, uite, am auzit așa o vorbă, hai să o traducem împreună. Vorbeau între ele, cele din planul secund, cum că dreptatea nu se face așa cum s-a făcut la ei. Pentru că nu trebuie să primească în egală măsură și cei care au mult și cei care au puțini. Dar ziceți că au folosit o expresie românească, cine știe de unde, scoasă de la naftalină, au zis, zice, șefa a pus seu peste grăsime. E foarte interesant. Și atunci când facem o faptă bună, să vedem unde punem, dacă lipsește unde punem, pentru că dacă nu lipsește, s-ar putea să se încurce planurile. Și să-i facem pe cei de jos foarte, foarte invidioși pe cei de sus, să spună, uite, le-a dat lor a care nu mai aveau nevoie. E bineînțeles că nimeni nu spune, Doamne, ia-mi. Dar vedeți cum se vede
din partea cealaltă? Din partea cealaltă se vede altfel. Bun, dar acum o să spuneți, dar mai sunt și cazuri în care viața ne tăvălește și cei de deasupra noastră aruncă peste noi tot felul de gunoaie. Ce ne facem? Păi să vedem ce înseamnă gunoaiele. Ca să înțelegeți mai bine, am să vă spun despre Nastratin Hodgea, căruia i-a căzut măgarul într-o fântână. Măgarul, bineînțeles, că avea o vârstă venerabilă, se pregătea de acum înainte să ajungă ghiudem, probabil, și nu mai era mult până atunci. Și atunci s-a gândit Nastratin, bă, decât să cheltui cu toți vecinii ăștia și până scot eu măgarul, poate îl scot și cu un picior rupt, deci am încurcat-o rău de tot, probabil că n-avea ingredientele pregătite pentru ghiudem, și a zis, ia mai bine, tot fântâna asta este seacă, chem vă 2-3 vecini, le dau câte ceva și acoperim. Și au pus mâna pe lopeți, frații, și până în seară, hai, s-a stupe fântâna. De unde la început măgarul nostru urla ca din gaură de șarpe, după câteva lopeți n-a mai urlat deloc. Și s-au uitat bieții oameni să vadă ce face măgarul. Cum venea câte o lopată de pământ peste el, se scutura, se de la o parte, urca peste pământul care s-a așeza. Și spre seară a ajuns măgarul viu și nevătămat deasupra, peste o fântână care fusese astupată. Va să zică ce facem noi atunci când viața ne tăvălește. Ce facem noi când șeful pune pe alții să dea cu lopata gunoaiele peste noi? Trebuie să știm să folosim aceste gunoaie cum folosim elevatorul. Să ne ridicăm, fraților. O să spuneți că sunt teorii, da, părinte, m-a tavit în concediu, bine, mersi, ai nicio treabă cu noi. Să știți că lucrurile se petrec cu noi exact așa cum le pregătim. Dacă nu suntem atenți, inclusiv un moment de relaxare poate să fie compromis. Pentru că dacă într-un moment de relaxare mintea noastră nu este bine ținută și strunită, poate să ne aducă aminte, aoleo, dar ce-i acasă? Aoleo, mai e loc în parcare? Ori fi venit cine știe ce, mai e el gazon tuns de mine și udat în fiecare seară, o mai fi verde, nu și-o fi pus vreunul cortul peste el, una alta, să știți, concediu se duce. Dar dacă zice așa, Doamne, eu sunt aici, nu pot să fiu și dincolo, dar Tu, Doamne, care poți să fii și aici și acolo, rămâi ma Ta acolo, eu aici și facem așa un simt. După aia mă duc eu acasă și iau această grijă din preocupările ma Tale. Trebuie să fim foarte atenți că noi, trăitorii între oameni, trebuie să știm să ne comportăm cu cei de lângă noi. Am vorbit numai despre oamenii de sus și oamenii de jos, dar ce facem cu oamenii de lângă noi? Oamenii de lângă noi, bineînțeles că în ochii noștri, vor să ne ia locul. Așa este românește și vă spun, trebuie să ne uităm foarte atent cu cel de lângă noi. Cel de lângă noi trebuie să fie preocuparea noastră zilnică, dar nu o preocupare obsesivă, nu, ci una sinceră. Trebuie să aibă aceleași condiții pe care le avem și noi și cel de lângă noi este de la colegul nostru până la vecinul nostru, până la cel pe care îl cunoaștem pentru o singură fracțiune de secundă odată în viață, adică trece cu mașina și ne taie calea, ăla e tot omul de lângă noi. Că nu e nici șeful nostru, nu e nici subalternul nostru, omul de lângă noi. Și iată că e în fața noastră așa și nu ne lasă să trecem cu mașina pe unde e dreptul nostru. Și trebuie să fim atenți, va să zică. Cu oamenii de lângă noi trebuie să fim foarte atenți. De ce? Pentru că Mântuitorul ne spune clar, mulți dintre fiii împărăției nu vor ajunge în împărăție, ci în locul unde este scâjinea dinților. Acum, credeți, când se aude de scâjinea dinților, mamă, iar biserica e pe noi și ne trage pasta cu scâjinea dinților ca să ne sperie și ca să ne țină sub teroare. Nu, fraților, este o realitate. Ce înseamnă scâjinea dinților? Atunci când ne întâlnim cu cineva și nu lăsăm un timp de reacție între impuls și răspuns, și începem să spunem din noi așa cam ce ne vine la gură, cum se zice pe românește, după ce se încheie această discuție, veți simți expresia, plângerea și scâjirea dinților. Bă, îți vine să spui, bă, dar nu puteam să tac, nu puteam să mai aștept puțin, că începe un soi de
părere de rău pe care diavolul o amestecă cu, neputința de a mai rezolva problema, cu incapacitatea de a spune, bă, dar și mâine e o zi și poți să mai ceri iertare. Nu, totul se termină acolo. E, asta se numește plângerea scârșită a dinților. Despre acest aspect ne vorbește și Biserica, ne vorbește și Evanghelia de astăzi. Fii împărăției, adică cei care deja, să spunem așa pe românește, sunt nativi, născuți într-un anumit loc unde pibuie nu știu cât pe cap de locuitor și așa mai departe. Atunci, ce o să facem? Ăla s-a născut să fie fericit. Bun, dacă s-a născut așa, noi ce trebuie să facem? Să ne facem și noi fericiți. Nu o să-i luăm noi locul, că nu putem să-i luăm locul. Dar trebuie să știm că fericirea are niște etape care țin de noi. V-am mai spus și altă dată, dacă ai o mașină și nu-ți mai trebuie a doua, ești mai fericit decât altul care are 10 și mai trebuie una. Că întotdeauna cel care are câteva începe, băi, ce... aș mai avea o cursă, acum încep cu cerealele, cu tare mi-ar mai trebui un camion măcar. Dar alea 10, nu, alea 10 deja sunt angrenate încolo-încolo. Mie, de-abia de la al 11-lea ar începe să mai rămână și mie câte ceva. Și atunci tragem linie la fericire și spunem, mă, care e mai fericit? Cel care are mai multe sau mai puține? Nu, cel care este mulțumit cu ceea ce are. Așadar, nu trebuie să ne uităm peste gard, mă, că ăla s-a născut nu știu unde sau nu știu unde. Ia uite, mă, ce peisaje are cu tare în fața casei și eu n-am. Nu, trebuie să vedem în fața casei noastre peisajul care ne place. Dacă știm să vedem înaintea ochilor noștri ceea ce ne trebuie, cu siguranță că ajungem unde trebuie. Vă imaginați că de 22 de ani, de când slujesc ca preot taina Sfântului Botez, de-abia ieri la un botez mi-au căzut ochii mai adânc acolo unde spune preotul, unde se roagă lui Dumnezeu, că mulțumindu-i că naște Hristos în cel care se botează prin a mea nevrednicie. Și atunci am zis, da, înseamnă că așa trebuie să vadă toată lumea. Și trebuie să vă spun lucrul acesta. Să vedem că vecinul nostru naște, în vecinul nostru naște Hristos sub nevrednicia noastră. Dacă vezi în vecinul tău pe cineva frumos, cu siguranță că vei avea și tu o viață frumoasă. Dacă vezi în strada ta, în care poate că nu mai încapi cu mașina, că au parcat turiștii în toate părțile, să vezi priveliștea frumoasă, că oamenii ăia se bucură și ei o zi, două, o săptămână, unu, o zi, două, o săptămână, alții, vă, două luni pe an, că se bucură și ei de ceea ce tu te bucuri, dă unul singur în celelalte 10 luni care ți-au mai rămas, atunci înseamnă că a născut Hristos în cel pe care tu îl vezi ca o piedică, dacă nu ești atent și ai putea să-l vezi așa. Iubiți credincioși, trăim între oameni. Acesta este subiectul. Trăim între oameni? Aceasta este întrebarea. Și trăim între oameni? Aceasta este constatarea. Va să zic că pentru astăzi, mergând spre casă, nu trebuie să vă întrebați, pentru că viața vă va da cu siguranță provocări. Nu trebuie să întrebați cine e deasupra, cine este jos, sau cine e la stânga sau la dreapta, cine este lângă noi, cine este mai marele nostru sau cine este mai mic decât noi. Să observăm, nu să ne întrebăm ce relație avem noi cu celălalt și mai ales cum ne transformă celălalt pe noi și cel mai mult cum îi transformăm noi pe ceilalți. Adică, dacă este unul mai mare ca noi, trebuie să ne uităm în conștiința noastră. Cum m-a transformat? M-a făcut să fiu nesigur pe mine, m-a făcut să am teamă, m-a făcut să fiu mai atent la detalii sau m-a făcut să mă simt bine că pot să mă uit în ochii lui? Sau dacă te întâlnești cu un om mai mic, să te uiți la el, am generat în el teamă, am generat în el nesiguranță sau am generat în el bucuria de a ne uita
ochi în ochi, fără să ne reproșăm ceva. Dacă ne uităm la un om pe care poate că în viața aceasta nu vom vedea niciodată, suntem în stare să fim netulburați după ce trece el, chiar dacă ne-a deranjat într-un fel sau într-altul? Dacă vom putea să constatăm lucrurile acestea, înseamnă că sluga sutașului suntem noi, pe care ne-a vindecat Hristos, pentru că nu este nevoie să vină Hristos sub acoperișul casei noastre, ci va zice numai cu cuvântul. Dar cum va zice Hristos? Va zice cu cuvântul nostru. Dacă noi știm să gândim frumos, pentru că acum cuvântul, să știți că nu este numai un cuvânt rostit, scris, citit și așa mai departe. Cuvântul nostru nu înseamnă neapărat că înseamnă ceva în română și altceva în engleză, nu. Cuvântul nostru înseamnă starea noastră, care să fie transmisă celorlalți dincolo de limbaj și dincolo de înțelesuri. Așadar, Hristos, dacă naște în noi, cu siguranță că va naște pace, va naște vindecare și va naște o relație frumoasă între noi, oamenii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca, începând de astăzi măcar, atunci când ne întâlnim cu cei de lângă noi, să avem conștiința că Hristos ne-a spus că este vindecat slujitorul nostru. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.